Continuă emisiunea Dale Buzoianului împreună cu liderul pro-România Buzău, domnul Viorel Dobre. Vorbim despre ce se întâmplă în țară și în Buzău, evident. Vorbeam, domnule Dobre, mai devreme despre sănătate și privatizarea sănătății, despre cum vor fi decontate și controlele în spitalele private. Și vorbeam în pauză, mi s-a părut foarte interesantă ideea dumneavoastră și o idee pe care ar trebui să o aibă politicienii să o și aplice, ar fi trebuit de ani de zile, programe de screening. Bineînțeles, dinspre stat, adică de la spitalele publice. Pe lângă aceste programe, programul nostru pe sănătate chiar mai conține și alte măsuri și le evocam eu și le subliniam tot timpul. Vis-a-vis de continuitatea în aprovizionarea cu medicamente, pentru că știți că întâmpinăm o mare problemă și tot timpul mergem cu sacoșica, cu pansamentul, cu serul, cu... Cu tot ce e nevoie, da. Mai vorbeam noi de managementul performant în spitale, pentru că avem nevoie, pentru că aici se întâmplă, ați văzut, de la infecțiile intraspitalicești, de la toate problemele de genul acesta. Și totdeauna am spus că în sănătate sunt într-adevăr problemele de ordin medical. Și acolo, așa cum spuneam eu, niciodată ca și buget nu poate fi estimat foarte precis. Dar veneam și spuneam că noi avem în programul nostru aceste programe de screening. De fapt, ce înseamnă aceste programe de screening? Înseamnă o consultare, înseamnă să faci pe o masă de populație, luăm municipiul Buzău, da? 120.000, cât avem noi, 100.000, e cam mare, dar hai să zicem Râmnicu Sărat. Și vii să faci un program de analiză pe o anumită patologie, da? Să spunem pe diabet sau pe nu știu ce. Ai luat toată populația, ai făcut analiza respectivă, ai văzut care sunt bolnavii și începi să faci, după fișele respective, faci două lucruri. Unu, faci prevenție, doi, începi să faci economie, pentru că nu mai ajunge România, știm, populație îmbătrânită, populație predispusă anumitor boli și încep să faci economie, pentru că nu mai ajunge în situația de a merge la operații, nu mai ajunge în situația ca acele costuri să fie, discutam și la privat acum că e piață liberă, foarte mari și în felul acesta mai chibzuim, cum spun eu, mai mult banii. Dar e nevoie de voință, e nevoie de dorința aceasta să punem odată și în sănătate, să punem lucrurile pe făgașul lor normal, că este, când vorbim de sănătate și educație, trebuie să înțelegem foarte bine că sunt pilonii principali ai unei țări. Și în sănătate, trebuie spus, nu e suficient că ai mărit salariile, pentru că dacă mărești salariul și infrastructura din domeniu lipsește cu desăvârșire, n-ai făcut nimic. Dacă schema de personal nu este plină și medicul respectiv are la urgență, 3, da. Are la urgență, ați văzut foarte bine câte cazuri pe o perioadă de timp foarte scurtă, foarte multe, da. Foarte multe sunt urgențe, ați văzut, sunt accidente, sunt chiar nu pot face față. Și atunci și aici este o mare problemă. Da, că nu vorbim doar de salariul pe care îl ia un medic. Ați punctat foarte bine, vorbind despre cum își poate face meseria. E foarte important pentru noi. Și dacă poate un om să facă munca altor 10 oameni, că de multe ori nu se poate. Un niciodată medic lucrează la capacitate maximă. Nu pot face pentru că intervine oboseala, intervine și această lipsă a infrastructurii care vă spuneam și noi tot timpul trebuie să găsim soluții, noi tot timpul trebuie să ne adaptăm condițiile, de exemplu, în spitalele de afară. Deci, ați văzut, intră bolnavul, în 7 minute are toate analizele, are fișa pusă la capul patului, știi la ce e alergic, știi ce poți să-i faci. Poate asta în 50 de ani, dacă vorbeam de 7 ani până la, pe hârtie, primul spital regional, înseamnă că mai avem vreo 50 de ani până atunci, dacă vom reuși vreodată. Spuneați despre programele de screening și cred că e foarte important de spus că medicii de familie întotdeauna vorbesc despre cât de importantă e prevenția, că omul ar trebui să meargă la doctor înainte să-l doară ceva, să-și facă analize de rutină, astfel încât să descopere de la început dacă are vreo afecțiune.
Prevenția și toate aceste programe de screening ar fi utile tocmai pentru a-i descoperi pe bolnavii care nici ei nu se cunosc. Adică un om nu știe care are o problemă, dar printr-o simplă analiză medicul află și atunci din start va fi mult mai ușor de tratat, mult mai ieftin și pentru stat. Da, asta spunem și asta susținem prin aceste programe, că eu nu am nimic cu, să înțeleagă toată lumea, nu am nimic cu partea privată, pentru că e normal să existe parte privată, pentru că sunt oameni care își permit, sunt oameni cu venituri substanțiale, care aleg să meargă la privat, de aceea au și apărut și de aceea și merg foarte bine tot ceea ce înseamnă că vorbim de o clinică, că vorbim de un cabinet particular, chiar sunt necesare, pentru că sunt probleme complexe de sănătate care se rezolvă prin acest sprijin acordat mediului privat. Dar a trece, cum spun unii mai răutăcioși, așa, a sifona banii de la Casa de Sănătate în buzunarele private, nu e în regulă. Plus că atunci când ai o urgență, nu poți să mergi la privat, că tot la UPU trebuie să mergi, la automat, stat, la spitalul de stat. Și aici ar fi o mare problemă, că vedeți, la mediul privat urgențele nu ajung. Păi urgențele ajung numai la public. Păi nu putem niciodată crea o relație de echivalență când mergi la privat și se dă două piramidoane și când mergi la UPU după un accident rutier, Doamne ferește. Costurile sunt imense, evaluările și așa mai departe. Da, o să mai vorbim despre programul pe care îl aveți pentru sănătate. Știu că aveți și pentru educație un program foarte vast și interesant. O să vorbim despre toate. Dar haideți să vorbim puțin despre alegeri din nou. Cum merg pregătirile în județ? Bănuiesc că sunt multe primării din județ unde veți avea candidați, da? Păi, noi trebuie să avem candidați la toate primăriile. La toate primăriile. Absolut, absolut. Candidații pro-România sunt aproape siguri. Mai așteptăm pentru lista de consilieri, mai așteptăm să găsim cele mai bune soluții, cum am spus și la începutul emisiunii. Și mai avem totuși un pic de timp ca să chipzuim foarte bine, să alegem foarte bine cei mai reprezentativi oameni din comunitățile dânșilor. Avem o serie de acțiuni de lansare a candidaților, avem o serie de acțiuni, că urmează acum perioada aceasta cu mărțișorul și cu Ziua Femeii, avem pe programul de tineret o acțiune foarte frumoasă care se va desfășura la un centru de evenimente cu 300 de tineri din tot județul Buzău de Ziua Dragobetului. Am invitat o trupă de dansuri de la Teatrul de Estradă din Ploiești. O să fie un concurs de mis, o tombolă, o să creăm un eveniment foarte frumos și foarte plăcut și vrem ca tinerii pro-România să se simtă foarte bine. Frumos că vă gândiți și la tineri. Acum, vis-a-vis de Consiliul Județean, va fi un an în care se pare că vor fi alegeri directe, adică vot uninominal, trebuie fiecare partid să aibă candidatul său. Da, cum vi se par alegerile de felul acesta? Da, astăzi, când discutăm, votul pentru Consiliul Județean a rămas pe uninominal, ceea ce înseamnă că fiecare dintre formațiunile politice din județul nostru trebuie să-și aleagă cel mai bun candidat. La Pro-România stăm liniștiți, nu ducem lipsă, avem resursă umană calificată, resursă umană care poate obține un rezultat foarte bun, pentru că noi, într-adevăr, ne dorim să câștigăm. Ne dorim să câștigăm și primării, ne dorim să câștigăm și consilii locale și Consiliul Județean. Pentru asta muncim și ne pregătim la acest proiect de un an și jumătate. Dacă ați primit-o pe doamna Carmen Ichim în această săptămână, ce alți membri noi veți mai primi zilele următoare? Ne mai așteptăm la surprize din partea Pro-România? Surprize vor fi tot timpul sau pot eu spune și certitudini, pentru că la Pro-România există senzori, există filtre. În Pro-România este un partid cu porțile larg deschise, primim tineri de valoare, tineri de sorginte, primim oameni din toate categoriile socioprofesionale care își doresc și care simt Pro-România, care își doresc și se regăsesc totodată în acest proiect care este foarte frumos, pentru că eu spun că la Pro-România, având în vedere și culoarea alb pe care o avem, suntem
un partid așa pur, un partid clar, transparent, un partid frumos și țin foarte mult ca toți membrii Pro-România, toți simpatizanții să realizăm acest proiect așa cum ne dorim noi. Domnule Dobre, ați început foarte bine cu Pro-România Buzău, în sensul că de la înființare ați avut numai succese, ați început cu rezultate extrem de bune, ați continuat la fel și bănuiesc că cu siguranță veți avea aleși în Consiliul Local Municipal și atunci probabil vă veți implica mult mai mult și în viața municipalității, în viața buzoienilor, veți putea depune proiecte, veți putea ajuta să își realizeze dorințele în societatea buzoiană, astfel încât să fie mai ușor și pentru ei, nu? Cu siguranță. Eu până acum am evitat tot timpul să vorbesc de municipiul Buzău în toate emisiunile la care am participat și acesta era motivul, neavând consilieri în CLM. Din mai, iunie, când vor fi alegerile locale, lucrurile se vor schimba și cu siguranță vom depune toate eforturile, ne vom implica foarte mult și vom implementa toate politicile pentru administrația locală, din care semenii noștri într-adevăr să aibă de câștigat. Fie că vorbim de locuri de joacă, fie că vorbim de spații verzi, fie că vorbim de infrastructură, fie că vorbim de toate aceste proiecte care spun eu că mai au foarte multe lucruri. Și ceea ce susțin eu că trebuie făcut e vorba de transparență. E foarte important să vedem unde, cum se cheltuie banul public, banul primăriei Buzău, că nu totdeauna prioritățile sunt stabilite în mod corect. Așa cred eu. Adică, nu știu, și cheltuiala cu Eurovision. Eu cred că înaintea Eurovisionului se pot întâmpla multe alte lucruri care sunt dorite într-un mod foarte clar de buzoieni. Și cred că sunt mult mai utile. Nu știu dacă Eurovisionul era o prioritate. Deci ar trebui dezbatere publică pentru orice cheltuială din bugetul local, spuneți. Da, 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 cu siguranță. Să fie întrebați și buzoienii. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, vă doresc succes în continuare, felicitări pentru ce ați realizat până acum și ne vom revedea curând, astfel încât să îi cunoaștem pe candidați și să știm ce mai pregătiți. Vă așteptăm. Mulțumim mult, sărămâinile. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV. O seară frumoasă, la revedere!